Un consum regulat de apă îți ajută rinichii. E, la unii de bere, în sfârșit. Nene, ce zici, m-am oprit să mănânc, mi-am luat-o din asta, de la Hanu Boeresc, tocană de legume cu orez. Să sperăm că nu este sintetic. M-am pus aici să-mi fac o sopiță și sunt într-o zonă, stai un pic, te rog, că vreau să mă uit un pic pe grup. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Marius! Ăsta este grupul nostru de WhatsApp, dacă vrei și tu să faci parte din grupul ăsta, este foarte simplu, trebuie doar să te abonezi, să te alături canalului. Știi prea bine că... ce miros plăcut mi-a venit! Da, știi prea bine că am mai filmat aici, tura trecută am fost undeva în zona de acolo, dar acum nu mai pot să merg pentru că am niște chestii pe mașină și... Am vrut să vin doar aici. De ce aleg locurile astea să mănânc? Pentru că îmi place foarte mult natura, îmi place să simt iarba asta sub picioare, să mă gâdile pe la picele și este mai liniște. Acolo este șoseaua. Ăla este un man, probabil. Detalii. Am văzut și în partea cealaltă, pe partea asta, că este destul de retrasă apa, destul de secată, dacă vrei, știi? Drumul este aici, da? Opoc. Și încolo este Vatra Dornei, încolo este Borsec și încolo mă duc eu. Îmi plac foarte mult locurile astea. Este o temperatură destul de plăcută, aș putea spune, cred că sunt undeva la 24 de grade. Adică foarte puțin vântul. De ce zic asta? Pentru că a fost foarte cald astăzi, mă rog, toată săptămâna și săptămâna trecută a fost foarte cald. Și îmi place să mă bucur de priveliștea asta minunată. Stânca asta, dacă bine observi, la un moment dat, undeva prin zona asta, cred că a fost apă. Vezi? Cândva probabil că a fost apă și aici. Este acolo sus o cruce. Oricum, zona este absolut superbă. Am mai văzut mașini chiar și în partea asta, dincolo de pod, știi? Probabil că e fain să vii să campezi pe aici. Uite ceva jos, cum o văd. Un lemn, un butuc. Am mai văzut că pe aici mai sunt, por mai făcut foc și din alea, știi? Uite și aici, bineînțeles, peturi peste tot, că nu, from Romania. Uite, șlapul a uitat pe aici, hârtie, pet, foc acolo iară. În sfârșit, nu-mi plac chestiile astea, dar nu. Mamă, cum fierbe, Vasile, chestia asta. E dat în foc aici, ce-ai făcut? Stai să te manevrez un pic. A, e gata, mă, ce vorbești? Gata, mă, dai pace. Vreau să opresc. A, nu. Fii atent ce rău mi-arată asta. Foarte nasol, în sfârșit. Oricum, or să ia acum vreo 38 de minute până se răcește treaba asta. Oh, cam așa arată, vreau să o să scurg ziama și o să pun tocana asta de legume aici. Tut. E super zona, nene, eu mă duc la Iași. Da, îmi place foarte mult aici. Liniștea asta, nene, trebuie să înțelegem că în tot haosul ăsta care este, avem nevoie de liniște. Chiar avem nevoie de liniște.
Da. Mă mai plimb un pic pe aici și ai vedea ce mai face. Uite, o scândură aici, ceva piatră. Oh. Uite, din alea, dar s-a uscat. Îți dea anul trecut. Tot felul de iarbă din asta pe aici. Ia uzi ce frumos. Super, nene, super. Foarte fain. Te vezi că se și vede cum a venit șirul de apă pe aici, știi? Oh, deci zona este superbă, nene, superbă. Temperatură perfectă. Asta îmi place, Vasile. Așa îmi place mie. My car is there. Dar asta e foarte, foarte mare obrăznicărie, frate. Uite, fii atent. Tot felul de chestii din astea. Peturi. Suntem la Borsec, dar totuși. Pe aici ceva piatră. Și pe aici, dacă te uiți, este un fel de râu din ăla, să zic, știi? Stai, tăia proaspăt, mă, opa. Bă, dar n-am găsit ciuperci, mă, pe aici. Nu mai sunt. Te dita mai asta, frate. Scoarța asta e bună să o păstrez, pentru că este uscată și poți aprinde ușor focul. Mamă, deși atent cum s-a băgat aici în copac piatra asta, mă. Când era el în tinerețe. Mamă, frate, ce tare. Ce, nu? Ia uite ce fain arată. Dar vezi, asta e frustrant, că uite-s tot felul de deșeuri din astea. Liniște. Asta e ce ne trebuie. Param, pam, pam. Oh, tu trafalet. Au. Ia uite, din asta. Bebelușă. Cum îi zice? Ia uite sucul, nu? La băușul aruncat. Păi la ce dracu l-ai cumpărat, mai făcut risipă, nebunule? Bă, dar oricum e groaznic, ar trebui. Eu aș monta, sincer, îți pun niște camere pe aici, prin copaci, frate. Și amenzi din alea păcătoase, adică ce ai făcut? Ai aruncat pe tu, da. 4.000 de lei. Cum adică 4.000? Da, 4.000. Tu îți dai seama că încet încet se duce vestia? Și cu siguranță că n-ar mai arunca nimeni ea. O, bă, scuba, ias. Everything is gonna be okay. Mamă, ce frumos se lasă și seara. N-am multă marfă, marfă puțină. Și mi-am permis luxul de a intra aici. Este pietruit drumul. Și ce să zic? Mă pun să mănânc. Trebuie să înțelegi că de aici venim, din natură, nene. Este foarte important să ne conectăm. Îți recomand să faci asta măcar o dată pe săptămână. O să înțelegi. Nu am cum să îți explic toate lucrurile astea. Da, deci conectându-te înapoi, reconectându-te, știi? Că nu mai ai wifi și nu mai ai nici date mobile, puțin cam nasol. No, de asta ducem și noi lipsă în ziua de astăzi, poate că. De lipsa datelor de unde venim. Trebuie să încerci asta. Poți să-i spui terapie, poți să-i spui conectare, poți să-i spui cum vrei.
Este doar important să o faci. Știi ce vreau să-ți mai spun? Este foarte important să stai gol în natură. De ce? Pentru că de aici venim, nene, îți repet toate lucrurile astea. N-aș putea să-ți arăt chiar totul, dar vreau doar să-ți arăt... Astea sunt pantalonii mei scurți, bermundele, iar ăsta este tricoul care l-am avut pe mine. Da, toate astea rămân aici și mai am... Bă, nu, aici am tricoul, da. Aici mai am ceva tricouri, haine. E important să fii liber, să înțelegi că ești liber. Habar n-am unde duce libertatea aia ta, dar eu îți recomand să mergi măcar de sculți, pe iarbă, prin pământ, de ce nu, și să stai un pic gol în natură. Vreau să mă spăl, ideea este că vreau să mă spăl, a fost foarte cald astăzi și simt nevoia să mă spăl, nu pot să stau așa, pentru că deja o să încep să put. Oricât de multe deodorante ai folosit și astea doar acoperă, știi? Nu ți creează liniștea aia de care ai nevoie să zic cum este după ce te speli. Nu-mi este rușine să-ți spun asta, nu-mi este jenă să stau aici în fundul gol, pentru că nu are de ce, eu așa sunt. Nu pot să-ți arăt chiar totul, dar crede-mă că-s foarte liber, ca să zic așa. Da, nene, sunt aici, azi bine, crede-mă. N-am cu ce să te mint, n-am de ce să te mint. Îți recomand doar să încerci. E perfect. E ce buzoi mare. Era acolo o buză din aia mare, în sfârșit de pace. Relax. Relax și fii tu în sus, nene, e foarte important și e vital pentru creierul tău, nu pentru creierul altora, pentru al tău. Știi de ce îți arăt toate astea? Pentru că probabil vei crede că este o chestie destul de simplă ceea ce fac, dar trebuie să cunoști și părțile mai puțin frumoase. Poate că ești mai pudic și nu o să te dezbraci în fundul gol. Eu am mai făcut chestia asta de nenumărate ori prin Franța, când mergeam pe extern și mă simt foarte bine, mai ales că e vară, e natură, e perfect! Trebuie să ai în vedere toate astea pentru că, asta îți spuneam, nu tot timpul este frumos ceea ce fac eu. Adică, salvarea, dar nu mai vine. A trecut, dar pe lângă noi, în sfârșit. Se întâmplă de multe ori să ai foarte mult de lucru, se întâmplă de foarte multe ori să fii super stresat, că nu ajungi cu marfa. Fac off, oprește tot, oprește-ți creierul, e o chestie mentală, știi? E ok, înțeleg că trebuie să-ți dai toată silința ca toate lucrurile să decurgă cum trebuie. Dar atâta timp cât tu îți programezi mintea și hotărăști cine este mai important, o să câștigi. Puteam să ajung mai devreme la descărcat, irelevant. Orică ajung la 9, orică ajung la 7 dimineața, tot acolo sunt. E important să ajung până la 7, logic, o să ajung până la 7. De asta îți spun că nu tot timpul este bine, poate că nu o să ai vreme să mănânci, poate că habar n-am, poate. Avem nenumărate situații, spre exemplu în grupul nostru de WhatsApp, și stau și mă gândesc câteodată de ce avem anumite acțiuni care pur și simplu nu ar trebui să le avem, chiar și eu personal. Am anumite acțiuni, poate că nu ar trebui, nu aș fi vrut să le fac, dar de ce o fac totuși? E important să te întreb niște lucruri. În schimb, ce să zic? Aromaterapie sau cum se numește? Naturaterapie, habar n-am. Important e că mă simt bine. Și încă o chestie.
Sunt foarte mulți oameni care tot timpul le pasă de ce vor crede lumea despre ei, știi? Hai să spun ceva. Pe toți oamenii de pe planeta asta îi doare fix în cur de tine. De ce? Pentru că fiecare este pentru el. Foarte rar o să găsești oameni care să-ți fie alături, să te îndrume spre ceva bine, spre chiar dacă vei face anumite lucruri și vei avea mai mult decât el material sau de altă natură, foarte rar o să găsești oamenii care să te îndrume la bine. Foarte rar. Eu zic să nu-ți mai bați capul cu ce zic ceilalți. Mie, sincer, îți spun, nu-mi pasă ce crezi tu acum despre mine. De ce? Pentru că eu nu am mentalitatea ta, tu nu ai mentalitatea mea și suntem diferiți și chestia asta este perfect. Trebuie să închid pentru că mă mâncă țânțarii, frate, și ăștia ciupă așa de tare. Ioi.